Certificatul COVID-19 devine obligatoriu pentru accesul în incinta centrelor comerciale și în unitățile de alimentație publică, iar toate evenimentele private sunt interzise. Acestea sunt câteva dintre noile măsuri epidemiologice aprobate de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Tot astăzi, autoritățile au instituit cod roșu la nivel național pentru o perioadă de o lună, atenționând că săptămâna viitoare numărul cazurilor confirmate de COVID-19 ar putea ajunge la 10.000 pe zi. În cadrul unei conferințe de presă, ministrul Sănătății Alan Emerenco a anunțat că, pentru a preveni infecția cu noua tulpina virusului Omicron, accesul persoanelor în centrele comerciale se va face doar în baza certificatului COVID-19. Excepție se va face în magazinele alimentare, bănci, oficii poștale, autogări și aeroport. O modificare majoră, dar esențială pentru ca să protejăm răspândirea necontrolată a noii tulpini, o reprezintă obligativitatea de a prezenta certificatul COVID pentru a intra în orice spațiu comercial sau de deservire închis, cu excepția unor activități esențiale, precum unitățile alimentare, farmacii. Totodată se va reduce de la 3 la 2 numărul de persoane care pot intra împreună în spații comerciale, inclusiv în cele care prestează activități esențiale. De asemenea, evenimentele private vor fi sistate. Comisia Națională pentru Sănătate Publică îndeamnă toate întreprinderile din sfera publică și privată să activeze de la distanță, iar dacă acest lucru nu poate fi făcut, atunci statul este gata să acopere 50% din cheltuielile pentru companiile care intră în șomaj tehnic. În cazul în care unele activități economice ar fi mai afectate de restricțiile impuse și ar fi obligate să impună șomaj tehnic, guvernul va prelua costul acestui șomaj tehnic integral până la plafonul de 50% din salariul mediu pe economie. Totodată, întreprinderile pot solicita sprijin din partea statului pentru șomaj parțial. Pentru ca instituția să activeze în regim redus, angajatorii vor trebui să completeze lunar o cerere electronică pe site-ul fiscului. În caz de reducere a activității, angajatorul, cu acordul salariaților, va solicita instituirea regimului de activitate redusă printr-o cerere. Acest regim va fi validat de către Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă și salariații vizați vor rămâne la lucru, dar vor lucra cu o normă mai mică, adică vor trece la timp parțial. Valoarea timpului nelucrat va fi plătită din sursele bugetului. Amintim că din 3 noiembrie anul trecut, conform Codului Muncii, toți angajatorii sunt obligați să ofere 2 zile libere salariaților pentru fiecare doză de vaccinare administrată. Pentru a beneficia de aceste zile libere, salariații trebuie să depună o cerere către angajator și să prezinte certificatul de vaccinare. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a făcut modificări și la numărul de zile în care cetățenii sunt obligați să stea în carantină în caz că s-au infectat. Pacienții asimptomatici nevaccinați vor ieși din carantină și se vor considera sănătoși peste 7 zile de la rezultatul pozitiv al testului. Pacienții asimptomatici vaccinați, ei vor ieși peste 5 zile din carantină de la rezultatul pozitiv al testului. Pacienții simptomatici nevaccinați cu forme ușoare și moderate, peste 10 zile de la debutul simptomelor clinice. Precizăm că persoanele vaccinate care au avut contact direct cu persoanele confirmate cu infecția COVID-19 nu vor fi plasate în carantină. În cazul cetățenilor nevaccinați care au contactat cu bolnavii, vor fi plasați în carantină pentru o perioadă de 10 zile. Regimul poate fi întrerupt dacă în a 5-a zi de autoizolare este prezentat un test PCR sau unul rapid negativ. Menționăm că în Chișinău, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică Locală a decis ca centrele de agrement, cluburile de noapte și parcurile de distracții să fie închise, restaurantele vor activa la jumătate din capacitate, iar clienții să fie vaccinați. De asemenea, în teatre, cinematografe și săli de concert, accesul va fi permis doar după prezentarea certificatului de vaccinare, iar sălile de sport și fitness vor fi obligate să ofere un spațiu de 7 metri pătrați pentru fiecare vizitator. La fel, în restaurante, cafenele și cantine, locurile vor putea fi ocupate doar în proporție de cel mult 50%.